Trăim într-o lume complexă, vorbesc de lume în sensul ei chiar general, maximal, o lume în care apariția fiecărui element conturbator poate produce mutații extraordinare în politica mondială, în viața națiunilor. Un fragment, scurt fragment, din delirul lui Preda, o parabolă despre cum se poate naște instinctul puterii într-o lume măcinată de contradicții. Ornitologii români au descoperit în delta Dunării o pasăre cu penaj roșu și comportament bizar. Vulpea îi mânca în fiecare an ouăle și îi punea, în lipsa ei, pietre în cuib, pe care ea apoi le clocea toată vara fără să simtă că sunt pietre. Ca să salveze specia, ornitologii au gonit vulpea. Atunci pasărea, spre uluirea acestor specialiști care o supravegheau de departe cu binoclurile, a început să țipe cuprinsă de o stranie isterie și a spart ouăle cu ciocul, bătând din aripi și dansând demențial. Ce era cu ea? Ce instinct obscur o împingea astfel spre dispariție? De ce voia ea să nu-și mai supraviețuiască? Cine putea să știe? Natura voia să o elimine și nimeni nu putea interveni cu această poruncă, ca această poruncă a ei să nu se împărtuiască. În viața poporului german, Hitler, încă de la început, părea să semene cu această pasăre, dar numai prin sfârșitul ei și nu prin poziția în mijlocul speciilor. Căci Hitler era ca o pasăre ucigașă, foarte dotată și vicleană, având geniul marilor cuceritori și reprezentând o mare primejdie pentru toți semenii săi. Trebuia să piară. Cu toate acestea, poporul german a dorit și majoritatea militarilor săi, cu mintea rece, au încercat de nenumărate ori să-i forțeze voința și să-l ferească și pe el și pe ei de prăpastia spre care se îndrepta. Putem noi să spunem astăzi că înclinațiile războinice ale poporului german, care de altfel i-a supraviețuit lui Hitler și nu s-a sinucis singur ca atâția alții? Mai degrabă putem spune că acest om și-a găsit în sânul poporului german elemente pe care le-a selecționat și cu ajutorul cărora a pus stăpânire pe alții și nu i-a lăsat din mâini până nu i-a dus la înfrângerea totală după ce i-a biciuit mai întâi să obțină strălucitoare victorii și să comită nesfârșite crime. Franța prăbușită a făcut să apară în fruntea ei doi oameni, un trădător, mareșalul Pétain, și un salvator, care a făcut pe atunci un gest doar simbolic, căci armată nu mai avea. A vorbit de la radio, de pe teritoriul britanic, și a spus francezilor că Franța continuă să lupte. Acesta era generalul Charles de Gaulle. Cehoslovacia, puternic în armată și dispunând de fortificații greu de trecut la granița ei cu Germania, se prăbușește în fața lui Hitler, cuprinsă de o panică irațională, fără să tragă un glonț. Din sânul ei nu s-a găsit un om care să-și dea seama că lupta avea mai mult sens decât capitularea. Asta înseamnă că poporul ceh și slovac n-ar fi luptat, asta înseamnă că poporul ceh și slovac n-ar fi luptat până la sacrificiu dacă ar fi fost mobilizat și ar fi primit ordinul să o facă. De altfel, atunci, nu numai în Cehoslovacia nu s-a găsit un astfel de om, aș adăuga eu, nici în România, la momentul respectiv, ci nicăieri în Europa, iată o spune și Preda. În acele zile, așa cum s-a dovedit mai târziu, agresorul era vulnerabil la granița sa din vest. Totuși, nimeni nu l-a deranjat acolo. Nu s-a găsit niciun om în sferele de conducere franceze care să dea ordin armatelor să-l atace cu energie pe Hitler și să pătrundă fără șovăire în teritoriul său. Putem de aici să tragem concluzia că armata franceză nu și-ar fi făcut datoria și nu s-ar fi luptat eroic dacă acest om n-ar fi existat, ca să explicăm de ce n-a existat el realmente. În Anglia, acest om exista, a venit la putere
gonindu-l pe acel Chamberlain neputincios, înainte ca țara sa să rămână fără soldați, și îl chema Winston Churchill. El i-a declarat imediat lui Hitler război nemilos, pe viață și pe moarte, și a fost de îndeplin consens cu poporul său, care gustase totuși, mai înainte, sub un alt om, lipsit de clar viziune și hotărâre, din rușinea umilinței, de a se fi bucurat o clipă că războiul a putut fi îndepărtat din lume prin nedemne și zadarnice concesii. Politica o fi, probabil, arta posibilului, dar politica, adevărata politică, ar trebui să fie, cel puțin așa deducem de aici, și apanajul și beneficiul totodată al oamenilor cu adevărat fermi și principiali, așa cum au fost câteva dintre personajele evocate aici de Marin Preda. Trăim, desigur, alte timpuri, dar aceste timpuri nu înseamnă că au înlăturat cu totul practicile și instinctele istoriei, care zac încă prăpuite unele dintre ele în spatele nostru, în viața noastră, în străfundurile conștiinței noastre. Altfel spus, prezentul l-a trecut. Cu bine!